Salut! Continuăm mai să vorbim despre orientare în carieră în cadrul proiectului nostru dedicat acestei tematici în această toamnă, iar azi vorbim despre un domeniu din ce în ce mai popular, social media. În această lume ne va ghida Irina Caliman, invitata noastră, care este consultantă în comunicare și cofondatoarea agenției Cubo Communications. Irina, te salutăm și bine ai venit la noi! Salutare, Alina, salutare tuturor și sper să avem o discuție foarte interesantă și productivă. Cu siguranță așa va fi. Aș vrea să începem prin a explica cum a crescut rolul social media. Nu mai explicăm ce e social media. Dacă a ajuns, nu știu, și bunica, și tata, și mama să aibă măcar un profil undeva pe rețelele sociale, e clar că știm cu toții despre ce e vorba. Dar întrebarea mea e despre cum a crescut rolul social media și anume în sfera comunicării și a relațiilor publice în ultimii ani. Într-adevăr, în ultimii 10 ani, rolul social media a crescut foarte mult. Spre exemplu, dacă acum 10 ani puteai să faci o campanie de comunicare și să propui ca un instrument adițional să ai și o campanie pe social media, era bine. Acum campaniile pe social media vin by default, adică atunci când faci o campanie neapărat trebuie să ai și componenta de comunicare pe social media în funcție deja de client. Poți să faci campanii pe anumite rețele de socializare, spre exemplu Facebook, Instagram, sau dacă e cu tentă de business, neapărat trebuie să integrezi LinkedIn. Acum, dacă e să vorbim despre ultimile trenduri, așa, TikTok a crescut foarte mult și este recomandabil să-l integrezi și să integrezi această platformă în campania de social media. După mine, ca și consultant în comunicare și cu siguranță îmi vor da dreptate și alții, s-a redus acel ciclu de comunicare comparativ cu platformele tradiționale de comunicare. Spre exemplu, dacă înainte o companie își dorea să lanseze o campanie și utiliza ziarele, televiziunea, posturile de radio, neapărat treceau prin filtru jurnalistic. Adică nu exista acea comunicare bidirecțională între consumator și companie, organizație și tot așa mai departe. Acum, partea faină și un avantaj al acestor rețele este că există acea comunicare bidirecțională, tu poți ca și reprezentant al companiei să obții acel feedback mult mai rapid, adică nu trebuie să, bine, este recomandabil să mai faci din când în când sondaje ca să vezi care este opinia consumatorilor, dar din start este mai ușor să scurtează acel drum și respectiv poți să vezi feedback-ul consumatorilor mult mai repede, mai mult. Social media îți dă posibilitatea să creezi acele comunități cu consumatorii tăi și cu cei care au aceleași interese, cei ce iarăși este un avantaj foarte, foarte, foarte mare pe lângă feedback-ul pe care poți să-l obții foarte repede și de ce nu trebuie neapărat să vorbim și despre crize, pentru că crizele sunt inevitabile și ele întotdeauna vin, mai ales atunci când nu ești pregătit. O platformă pe social media, platformele de social media sunt foarte eficiente în acest sens, adică poți să-ți lansezi mesajul mult mai repede, să fii mult mai vizibil, iar dacă e să vorbim și despre vizibilitate și construirea unei imagini, la fel sunt ok, pentru că dacă lansezi o postare virală sau o campanie virală într-un timp foarte scurt, ai posibilitatea, reușești ca acea știre să intre în jurnalele de știri ale media tradiționale sau să fie temă de discuții în toate comunitățile respective. Respectiv, social media este o platformă by default care este deja integrată în toate campaniile de comunicare. Deci nu mai este doar un alt instrument, poate de multe ori chiar campanii integrale au loc pe social media. Da, sunt foarte mulți care migrează în totalitate pe social media și după aia susțin cu anumite instrumente de comunicare media tradiționale, dar pentru că tinerii, generația Z, e mai mult în social media și posturile TV, radiourile și ziarele deja nu se mai bucură de așa popularitate pe targetul de tineri, respectiv neapărat trebuie să fie acolo unde sunt și consumatorii tineri. Și este evident, probabil că și necesitatea
specialiștilor în social media a crescut și noi o să vorbim foarte mult despre asta azi, dar vreau să lămurim pentru început la ce fel de specialiști ne referim atunci când spunem specialist social media. Și aici există o categorisire așa. În primul rând este social media managerul, care este, dacă pot să zic așa, dirijorul orchestrei, care se asigură că toate componentele, toate elementele care sunt implicate în această campanie funcționează bine și sunt aliniate foarte bine, astfel încât acea campanie de comunicare să dea, să-și atingă obiectivele și să fie eficientă. Mai există social media strategist, care creează strategiile de comunicare în funcție de platformele de comunicare. Spre exemplu, pentru Facebook există o anumită strategie, pentru Instagram alta, pentru LinkedIn și tot așa mai departe. El este și cel care studiază trendurile, care cunoaște foarte bine consumatorii companiei respective, a campaniei. El este cel care vine cu idei, mesaje de comunicare, planuri de comunicare. Mai există, acum foarte mult se pune accent pe creatorii de conținut. Și când zic creatori de conținut, probabil tinerii se gândesc în primul rând la cei care fac video și tot felul de stories, dar pe lângă asta mai sunt și cei care scriu, copywriter, pentru că este nevoie să și scrii. Mai există designerii care se ocupă de identitatea vizuală sau de tot ce se vede, toate elementele vizuale statice care sunt acolo și ne referim la fie la tot felul de hărți, dacă vorbim de campanii de comunicare în domeniul turismului, sau cei care creează acele infografice cu cifre, dacă vorbim despre anumite campanii care targetează care au un domeniu economic, financiar și tot așa mai departe. Sau care sunt cei care, designerii sunt cei care creează acea identitate vizuală, astfel încât să fie aliniat toată comunicarea vizuală, să fie din același registru, nu o postare să fie într-un fel, cealaltă altfel. Există targetologul, care știe să targeteze foarte bine, astfel încât textul postării respective sau materialul video să ajungă anume la consumatorul pe care dorim să-l atragem, pe care să-l informăm. Și deja mai nou se vorbește și despre o targetolog CEO, SEO, care se ocupă de astfel încât postarea să vadă mai bine printre toate postările de social media, pentru că, să fim de acord, social media este o bulă în care sunt extrem de multe informații, deci trebuie toată ziua să stai acolo pe platformă astfel încât să rămâi, să fii la curent cu toate informații, altfel rămâi în urmă, iar atunci când postarea sau știrea respectivă este targetată foarte bine, ai cât mai multe șanse să te menții în top. Asta ar fi în mod, nu știu să zic, general, cei care lucrează, funcțiile celor care lucrează în social media. Și foarte interesant și foarte important să facem aceste distingeri, pentru că noi de multe ori în anunțurile de angajare pe care le vedem la noi în Republica Moldova și înțeleg că probabil dacă ne referim la o companie mică, o organizație mică, e greu să ai toate aceste persoane diferite care să facă aceste roluri, dar de obicei ce vedem noi? Angajăm social media manager. Uh-huh. Social media manager face, creează conținut, design, este targetolog și tot ce tu ai menționat. Și vreau să te întreb cât e de real, da? O persoană să fie chiar bună la toate și cât e de corect, nu știu, noi ca angajatori, noi, da. Să vrem astfel sau să lucrăm astfel, să alegem să lucrăm astfel. Bine, ca și angajator este explicabil de ce îți dorește acest lucru, să le cunoască pe toate, dar ce vreau să zic e că specialist bun în social media are și anumite certificate în spate, respectiv sunt tot felul de certificări în domeniu care îl ajută să aibă, să cumuleze mai multe din aceste funcții, dacă pot să le zic așa. În mod, într-adevăr, da, la noi, atunci când angajezi un social media manager, vrei să le facă pe toate, dar în mare parte se dorește să acea persoană să aibă cunoștințe de strategii
să cunoască toate trendurile, să știe să targeteze și să conlucreze foarte bine cu echipele care stau în spate. Aici mă refer la cei care fac video sau cei care fac design sau copywriterii. La noi pe piață am mai observat că există, mă rog, există strict creatori de conținut care își vând serviciile ca fiind de social media manager. E un lucru lăudabil, sunt de acord, dar probabil chiar și modul în care sunt realizate cele materiale de comunicare probabil ar trebui măcar din când în când să aibă acel final touch a unui strategist de marketing sau a unui comunicator, a unui copywriter, astfel încât să iasă un produs 100% de calitate. Adică să nu se înțeleagă că nu am criticat cumva produsele lor. Întotdeauna am dorit să fie ceva de calitate și de asta am identificat, dacă pot să zic așa, anumite lacune care, mă rog, unde ar putea fi îmbunătățite. Da, și de obicei asta îți dorești de la un social media manager, dar să fim de acord că nu poți să le faci pe toate. Pentru mine, personal, atunci când vorbești despre un social media manager, este să cunoască by default foarte bine limba română, deci respectiv să aibă și acele abilități de copywriting, măcar cele de bază, și să cunoască partea de targetare și de strategie pentru fiecare platformă în parte. Tu ai menționat despre certificări și aș vrea să vorbim un pic despre educație. Perioada aia când învățăm și la job, dar învățăm poate la anumite facultate sau poate luăm cursuri și iată unde învață specialiștii social media, ce învață ei, unde poți să înveți? Dacă e să vorbim despre facultăți, prima în top ar fi Facultatea de Comunicare și PR, pentru că și social media este o platformă de comunicare și PR și cred că ar fi bine să cunoști modul în care oamenii comunică, modul în care, de ce nu, să poți să gestionezi o criză de comunicare sau cel puțin să știi care sunt pașii care trebuie să urmați într-o eventuală criză de imagine. Ar mai fi Facultatea de Marketing, de ce nu, pentru că asta îți arată care este comportamentul de consum, inclusiv consum a informației pe diferite categorii demografice, categorii de vârstă, interese și tot așa mai departe. Ar mai fi Facultatea de, mă rog, jurnalism, pentru că înveți și să scrii, înveți modul în care trebuie să ambalezi o știre, o postare și tot așa mai departe, să scoți în față, astfel încât din primele 7 minute să menții acel om în fața ecranului, fie telefon, calculator și tot așa mai departe. Poate ar mai fi psihologie, de ce nu? Și chiar IT, bine, IT cu specializare de colectare de date, care sunt la fel foarte importante și sunt utilizate de cei care fac strategii și care raportează și care aceste date fiind importante și pentru a-ți ajusta ulterior strategie de comunicare pe social media în funcție de acele date. Dar, bine, facultatea îți oferă acea bază solidă de cunoștință, dar până la urmă, un job de social media presupune învățare continuă. Adică cei ce cunoștea s-ar putea să nu mai fie valabil mâine. Certificările internaționale sunt utile pentru a cunoaște bucătăria internă, dar, cum ziceam, e nevoie de învățare continuă, pentru că chiar și acum algoritmii se schimbă de la o zi la alta, pe diferite platforme, se mai întâmplă tot felul de tranzacții între marile companii care dețin aceste platforme de comunicare și respectiv trebuie să fii la zi. Și aici aș vrea să fac o deviere lirică. În perioada în care am avut ocazia să predau la facultate, lecțiile mele începeau cu cele 15 minute de știri în domeniu, inclusiv știri în social media. Știu că părea poate o chestie plictisitoare sau ceva inutil, dar chiar și pentru mine era un exercițiu bun ca să știu care sunt schimbările care mă ajutau să intuiesc un pic care ar putea fi trendurile în ce privește consumul de informații. De aceea cred că un social media manager ar trebui să fie la zi cu tot ce se întâmplă în acest domeniu. Deci tu mi-ai anticipat întrebarea și da, voiam să te întreb despre cum să ții pasul
pentru că, într-adevăr, schimbările sunt, se întâmplă cu o viteză copleșitoare. Și bine, pe lângă cititul știrilor din domeniu și avem anumite surse pe care să le urmărim mereu, cum să mai țină un specialist în social media pasul cu toate aceste schimbări? Pe piața noastră există și anumite cursuri în domeniu, dar sunt și cursuri, mă rog, pe diferite platforme de educație. Sunt extrem de utile, adică e chiar din discuții cu colegii de la curs poți să afli anumite lucruri, poți să te inspiri și este bine să facă și aceste cursuri, dar, mă rog, e important ca și să testeze, să consulte datele neapărat care sunt afișate în josul postărilor, neapărat să le consulte, să intuiască care sunt acele trenduri, să vină cu abordări diferite, inovatoare și după mine să și citească, nu doar știri, dar în general să citească, pentru că trebuie să recunoaștem literatura îți dezvoltă acea creativitate care este necesară pentru un consultant în comunicare și nu doar social media. Cam astea ar fi, mă rog, sute la filme, sunt mai multe recomandări. Îmi place foarte mult acest sfat, cel de urmă. Da. Acum, despre cursuri spuneai că sunt într-adevăr multe și impresia mea e că pe măsură ce crește numărul de specialiști în social media, cresc și cursurile, cam toată lumea vrea să-și împartă din înțelepciune. E probabil bine, ai mai multe perspective, ai de unde alege. Iată, aș vrea să formulăm poate câteva sfaturi pentru tinerii care vor alege un astfel de mod de învățare, să-și iau un curs, două, de pe piața de Republica Moldova. Cum să-l aleagă pe cel potrivit pentru ei și să nu aleagă ceva care nu îi va învăța mare lucru, da? Să facă un fel de, să discearnă un pic între ce e bun și ce nu e atât de bun. Eu personal mă uit la palmaresul celui care predă acel curs, pentru că atunci când ai mai multe campanii în spate și câțiva ani de experiență, în anumite perioade de timp care, mă rog, au resetat modul în care comunicăm și aici mă refer la fie pandemie sau perioada de război, pentru că au fost niște momente în care comunicarea a suferit anumite schimbări și a trebuit să-ți ajustezi strategiile de comunicare. Experiența ar fi campaniile și rezultatele pe care le are, certificările, de ce nu, dar și modul în care comunică pe rețelele de socializare, pentru că fiind, bine, de multe ori se întâmplă că cei care fac aceste cursuri sunt atât de absorbiți și atât de conectați la informațiile pe care urmează să le predea, că nu le mai ajunge timp să-și mențină propriile rețele de socializare, dar sunt și companii care prestează astfel de servicii de educare, care sunt la zi, practic, cu foarte multe stories, video, reels, postări, tot felul de rapoarte, tendințe. Adică ar trebui să țină cont mai mult de acestea și să vadă care le se potrivește foarte mult. Acum, și un curs poate costa foarte mult, dar cred că în scurt timp, indiferent de prețul care, hai să zicem, poate ar fi mai mare decât putem să ne-l permitem, într-o perioadă de scurt se va răscumpăra, adică cred totuși că educația de calitate și nu doar educația, produsele de calitate costă, astfel încât să te ajute pe termen lung să excelezi, pentru că vorbim despre niște specialiști în social media care sunt în continuă dorință de a evolua, nu de a rămâne la un anumit nivel de bază. Aș vrea acum să te întreb despre rolul pe care îl joacă vârsta. Pentru că, să recunoaștem, joburile pe care le-ai menționat tu anterior sunt mai populare printre tineri și de multe ori chiar și printre tinerii care nu au apucat încă să facă studii și mă refer la cele post-liceale, adică nu au apucat să meargă la universitate. Și este un mic paradox, este ceea ce eu am mai auzit printre colegii de breaslă și așa mai departe, că știi, o să angajăm un tânăr de 18 ani să facă TikTok pentru că spre ce și de ce nu? Și parcă dacă în alte poziții căutăm oameni cu experiență, s-ar părea că
dăm social media pe mâna tinerilor și eu să știe ce o să facă. E tot asta un mit cumva sau ce fel de oameni, de ce vârstă căutăm și dacă asta este important sau nu? Da, într-adevăr, când zici social media manager, te gândești la cineva tânăr. De ce? Pentru că cei tineri au crescut într-un mediu digitalizat și de asta sunt considerați a fi mai nativi digital, adică sunt un fel de early adopters pentru toate trendurile care sunt, toate curentele care apar pe diferite platforme și by default crezi că un social media manager trebuie să fie tânăr. Într-adevăr, tinerii sunt, cum ziceam, mai early adopters și sunt mai deschiși spre noile tendințe, sunt mai creativi. Și aici când zic de creativitate, mă refer la acea creativitate care urmează anumite trenduri. Însă eu nu aș face această diferențiere clară între faptul că un social media manager trebuie neapărat să fie tânăr. Un social media manager trebuie să fie un strategist foarte bun, trebuie să aibă viziune, de aceea eu consider că ar trebui să existe acea comunicare între, hai să zicem, tineri și colegii mai cu experiență, pentru că și cei cu experiență au acea experiență în spate, ar putea să dea niște detalii și informații care ar putea seta o campanie sau genera o idee de campanie în cazul în care ne referim la anumite targeturi și, mă rog, publicuri țintă pentru acea campanie de comunicare. De asta cred că ar trebui să existe acea comunicare între cele două publicuri țintă. Probabil unul dintre altele avantaje pe care tinerii cred că o să le aibă atunci când o să lucreze în social media e flexibilitatea. Și e într-adevăr un avantaj asta de a lucra de oriunde, oricând și așa mai departe, pentru că poți să faci de pe telefon sau acum device-urile sunt din ce în ce mai mobile. Dar nu este ăsta și un mit, pentru că tinzi să-ți iei jobul cu tine în vacanță, la culcare și în multe alte situații personale și nu mai știi cum să diferențiezi, mai ales când ești la început de cale. Ca să ai flexibilitate, trebuie să fii foarte bine organizat. Da, foarte bine organizat, adică trebuie să setezi, să ai anumite planuri pe o săptămână, două înainte, să cunoști foarte bine, să intuiești care ar putea fi mersul acelei campanii de comunicare, să ai pregătite anumite materiale vizuale, video din timp, astfel încât să le poți să le programezi să apară pe rețelele pe care le gestionezi la anumită perioadă de timp, la perioada dorită de timp, dar de multe ori, mă rog, flexibilitatea, așa cum spuneai tu, este echivalent cu job chiar și în vacanță, dar pentru că, cum ziceam, nu există acea programare și acea limitare exact a timpilor de lucru. Pe de altă parte, social media presupune un ritm mai alert de muncă. Spre exemplu, acum nu ai cum să eviți situațiile de criză în care, mă rog, la care trebuie să fii prezent 24/24, indiferent de unde te afli, în ce colț al lumii și ce device-uri ai la dispoziție și atunci, într-adevăr, nu putem vorbi de acea flexibilitate. Trebuie să vorbim despre comunicare și gestionarea situațiilor de criză. Iar ca să faci freelancing, pentru mine asta este o provocare foarte mare, recunosc. Ar trebui să fii foarte bine organizat. Foarte, foarte, foarte bine organizat. Și sunt sigură că sunt tineri care excelează la acest capitol. De aceea poate este bine să facă freelancing, deși după mine lucru într-o echipă extinsă îți oferă mult mai multe avantaje decât a face freelancing și recomandarea mea pentru tineri ar fi ca măcar un an, doi, fie după facultate, fie după liceu să încerce să lucreze într-o echipă extinsă astfel încât să-și formeze acele abilități de lucru și să înțeleagă mersul unei campanii de comunicare. Deci să faci freelancing e greu și mai ales probabil că pentru mine mereu o enigmă cum poți să te ocupi de conturi total diferite, de unor afaceri total diferite. Și de asta vreau să te întreb și pe tine dacă e posibil o persoană care e un freelancer să facă asta sau e mai bine totuși să se
dedice unui anume domeniu, să zicem, dacă faci social media pentru Horeca, faci pentru Horeca și atunci e mai ușor. Are ce legătură e între abilitatea de a fi specialist în social media și a fi totuși aproape de domeniul pe care îl reprezinți? Ca și în comunicare, în social media este recomandabil să ai acea specializare, dar de ce nu? Adică poți să faci social media pentru conturi diferite, pentru clienții diferiți atunci când vorbim despre postări generale de informare. Însă, cum ziceam, este recomandabil să ai acea specializare, astfel acest lucru te va ajuta și pe tine ca specialist în domeniu să anticipezi anumite lucruri și să câștigi acea flexibilitate la care răvnesc foarte mulți tineri atunci când optează să facă freelancing. Dar chiar și așa, este atunci când începi să faci o campanie de comunicare, trebuie neapărat să cunoști totul foarte, foarte bine despre client. Și aici când mă refer să cunoști bine, este și la mă refer și la campaniile anterioare pe care le-a făcut, la rezultatele pe care le-a avut, ne mai vorbim deja despre misiunea, viziunea, domeniul de muncă, dacă sunt și cifre relevante în ce privește, mă rog, vizibilitatea, exporturile sau tot așa mai departe. Adică trebuie să fii extrem de bine informat atunci când te apuci să faci comunicare. În general, când ești în domeniul comunicării, ca să poți să navighezi cu ușurință prin toate ideile care îți vin atunci când faci, când propui acea strategie de comunicare. Îmi pare foarte interesant. Adevăr că o campanie de PR pentru PR. Spunea anterior că orice efort, chiar și cel financiar atunci când cumpărăm un curs, se poate răscumpăra în timp dacă devenim și vrem și tindem să devenim specialiști buni. Și acum întrebarea despre cât poate să câștige un specialist social media în Moldova, știu că e diferit, știu că probabil diferă de la tipul de activitate și iarăși să ești freelancer, ești într-o echipă și așa mai departe. Însă acum luăm ca bază, nu știu, acel salariu mediu brut pe care îl avem în Republica Moldova, ca tinerii să înțeleagă, ei pot trece de acest salariu sau pot câștiga mai mult, de câte ori mai mult sau când? Da, într-adevăr, atunci când angajezi pe cineva, ții cont de experiența pe care o are, by default, adică și mai ales atunci când vorbim de social media manager, te uiți ce poate face, poate îi dai anumite teste să facă ca să vezi cum se descurcă. Vezi, da, experiența pe care o are, abilitățile pe care le are, fie poate face foarte bine design, fie face foarte bine tot felul de materiale video pe care să le integreze pe diferite platforme, fie cunoaște foarte bine modul în care trebuie segmentate acele publicuri când setez o campanie sau, de ce nu, are cunoștințe foarte bune de piață. În mod normal, cum ziceam anterior, social media pe poziția de social media manager vin foarte mulți tineri, respectiv cu generația Z negociez unul la unul în funcție de abilități, posibilități, setez foarte clar acele atribuții pe care le are la un job, iar dacă nu se angajează, probabil în freelancing se dorește, evident, orice client își dorește rezultate și probabil salariul este discutat în funcție de rezultatele pe care le are. Mi-ar fi greu acum să dau o cifră exactă. Pe un range? Nu știu, cred că de la... mie e foarte greu, de la 6.000 de lei în sus. Evident că această cifră poate crește foarte mult, dar iarăși, asta de obicei se negociază, nu pot să dau... Da, exact. Am pornit de la valoarea minimă. La care încep să... Da, încep să negociez cu cineva care este, mă rog, mai puțină experiență în spate, dar cu dorință foarte mare de a învăța. Da, am înțeles. E piața din Moldova competitivă la... Când vorbim despre astfel de specialiști sau e doar o impresie că sunt foarte mulți? Într-adevăr, sunt foarte mulți specialiști, dar cum ziceam și în cazul cursurilor, noi încercăm să ne uităm la experiența pe care o au tinerii. Știu că sună foarte ciudat pentru că tinerii de obicei nu prea au experiență, dar cel puțin
dacă au acea dorință de a învăța continuu, de a demonstra, de a avea inițiativă, și vezi că sunt foarte motivați să vină cu idei diferite și fac temele pentru acasă atunci când faci cercetarea pentru o anumită campanie de comunicare. Poate fi acest job de termen lung, merită să investească un tânăr acum în studii, în experiență și să se aștepte la o carieră, da, în acest domeniu. Social media evoluează foarte mult. De ce nu? Probabil și acest job pe viitor va evolua foarte mult și va avea noi abilități, noi task-uri integrate și de ce nu? Ar putea fi un job pe termen lung dacă îl face foarte bine și de obicei tinerii fac freelancing și sunt la scurt timp își lansează și companii mici, da, care gestionează foarte multe conturi de social media și cresc. Cred că în acest domeniu posibilitățile sunt infinite, mai ales că social media îți permite să lucrezi nu doar pe piața din Moldova, îți permite să ai anumite proiecte și în afară. Bine, vorbim de specialiști cu care au demonstrat anumite rezultate foarte bune. Și de ce nu? Da, cred că da, cred că ar putea fi un job pe termen lung, dar asta înseamnă, cum ziceam, trebuie să fii la zi cu tot, să menții acel ritm de învățare continuu, astfel încât să te poți menține și crește pe această poziție. Ok. Și mai am doar o întrebare. și e una destul de generală, dar în același timp probabil importantă. Care e acel, nu știu, un sfat important pe care l-ai da unui tânăr care acum planifică să-și ia un job în social media? Să învețe, să testeze, să facă diferite cursuri în domeniu, să urmărească ce face piața internațională în acest domeniu, să urmărească tot felul, să meargă la tot felul de cursuri, evenimente de specialitate, mă rog, să le urmărească online dacă nu are posibilitatea să meargă în afară, pentru că sunt și evenimente care au opțiunea de a le urmări online și sunt companii care vin și prezintă diferite studii de caz care sunt extrem de utile pentru un tânăr care își dorește să muncească în acest domeniu. Să citească cărți, nu doar de specialitate, dar să citească, să uite la filme, documentare, să încerce să fie la zi cu toate acestea și să învețe asta. Ziceam să învețe, mă rog, să poate să facă design, să facă copywriting, să facă tot felul de materiale video, astfel încât să-i completeze acel bagaj de cunoștințe și care să-i permită să muncească și să cumuleze poate un pic mai mult de două funcții care se cer pentru această poziție de social media. Mulțumesc tare mult, Irina! Cu mare drag! Și vă mulțumim pentru că ați mai urmărit încă o ediție a proiectului nostru de orientare în carieră. Sperăm că vă este util și vă anunțăm că seria continuă și o vom publica în această toamnă pe Diez.